Doamnelor și domnilor, bună seara, eu sunt Dan Gabor. Pentru că este ora 19, vă invit ca de obicei la ediția specială Talk B1, care va aduce cele mai interesante comentarii și analize ale știrilor și informațiilor din săptămâna pe care o încheiem. Din păcate, nu avem vești prea bune din Ucraina, încă se aud acolo alarmele de bombardament. Iar mai nou, și România se află sub un anumit tip de atac și tot rușii se află în spatele acestuia. Hackerii de la Killnet au continuat atacurile asupra instituțiilor din România, printre ținte site-uri ale unor instituții guvernamentale, dar și redacții de știri și multe altele. Guvernul României a luat amenințarea în serios. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a emis un comunicat care cuprinde toate măsurile pentru protejarea de hackerii ruși. Urmărim un material cu informații și reacții și revenim. Practic, aceste atacuri supra-solicite, ca să spun așa, serviciile legitime ale site-urilor web, făcând foarte multe accesări pe adrese diferite. Judecând după tehnicile, tacticile și procedurile pe care acești atacatori le-au arătat până acum, nu putem conchide că ar putea avea loc atacuri mai grave. Chiar și așa, specialiștii spun că această posibilitate nu este exclusă. Din informațiile pe care le avem până în acest moment, nu există semnalmente că ar putea să facă mai mult, însă asta nu este o garanție. Având în vedere că tool-urile, că instrumentele care pot genera atacuri informatice uneori sunt disponibile în mod liber pe internet, este foarte posibil ca aceste atacuri să escaladeze. Atacul a fost revendicat de un grup de hacker pro-rus numit Killnet. Aceste tipuri de atacuri fac parte din ceea ce se numește hacktivism, adică atacuri cibernetice motivate politic sau ideologic. Ei, practic, judecând după canalul lor de pe Telegram, ei sunt o grupare care susține politica Crebunului. Tot pe canalul lor de Telegram, hackerii au postat o listă de site-uri web din România, care, spun ei, vor fi în aceste zile noi ținte ale atacurilor de tipul Distributed Denial of Service. Despre atacurile cibernetice la adresa presei și nu numai, specialiștii sunt de părere că asigurarea site-urilor prin programe speciale este absolut necesară în această perioadă. Faptul că s-ar putea îndrepta asupra unor instituții de presă n-a spune că e o noutate, s-a mai întâmplat. E nevoie de antivirus și e nevoie de mare atenție la accesarea unor platforme și, de asemenea, e nevoie de o revizuire a felului în care ne lăsăm datele personale în diferite device-uri sau în grija diferitelor aplicații. Și asta pentru că, cel mai probabil, atacurile vor continua. E posibil ca în perioada următoare multe alte site-uri, nu numai de știri, cum spuneam, ale unor instituții din România, să se trezească atacate la modul la care vom vedea afișându-se pe aceste site-uri fie sloganuri slăvind poporul rus, fie sloganuri în care să fie tot felul de măscări postate pe astfel de site-uri. Primul site atacat de pe lista hackerilor a fost chiar al Poliției Române, care în colaborare cu experți în domeniu a remediat situația apărută și a restabilit accesul publicului la site-ul instituției. Mai apoi afectate au fost site-ul jandarmeriei și ghiseul.ro. Chiar și portalul Directoratul Național de Securitate Cibernetică a căzut pradă hackerilor ruși, dar și site-urile Ministerului Apărării, Poliției de Frontieră, CFR și PSD. Și comentăm deocamdată această informație cu domnul Marius Bostan, om de afaceri, inițiator Repatriot. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Nu sunt noi aceste atacuri, doar că s-au intensificat. Vorbim de atacurile hackerilor ruși, Killnet, printre aceștia. Da. Sunt atacuri, așa zise, denumite tehnic DDoS, de la prescurtarea în engleză indisponibilizării serviciului unui site. Sunt atacuri care indisponibilizează cumva o pagină web sau o resursă care se află online prin accesarea, să spun așa, printr-o metodă relativ sofisticată care să creeze comunicații intense către acea adresă, ca să explicăm pe înțelesul tuturor. Adică e ca și cum acea adresă ar fi fost, să spunem, accesată de zeci de mii sau sute de mii din sute de mii de locuri sau accesată simultan în același, da, în același timp. Sunt mai multe tipuri de atacuri. Unele sunt volumetrice, adică un volum foarte mare,
Astfel încât când dumneavoastră veți încerca să accesați acea pagină, nu o să puteți, pentru că deja în același timp, între ghilimele, accesează alte zeci de mii de oameni sau sute de mii. De obicei, mai sunt și altele mai sofisticate, nu neapărat bazate pe volum, ci bazate pe să spun, exploatarea unui protocol de comunicații, unei porți. De obicei, aceste tipuri de atacuri pot fi ușor sau relativ ușor respinse. Directoratul nostru național de securitate cibernetică știe cum să procedeze în astfel de situații. Acum câteva săptămâni, așa cum am anunțat și noi în emisiune, au fost atacate site-urile unor publicații românești, cum e publicația Newsweek, care a publicat câteva materiale foarte interesante despre propaganda rusă, despre trolii ruși care atacă cibernetic diverse infrastructuri și despre propaganda lui Vladimir Putin, la fel ca și site-ul În Linie Dreaptă. Cel puțin aceste două site-uri au fost atacate cibernetic, tot cu același tip de atac. Atacurile s-au rezistat la aceste atacuri, site-urile au fost disponibilizate o perioadă foarte scurtă de timp, dar au fost, cumva se mută pe alte servere, cumva se creează dar o oglindă. Dar dacă spune cumva față în față fake news-ul și aceste atacuri, care este mai periculos? Fake news-ul, bineînțeles. Pentru că aceste atacuri, cum ați văzut, experții români le-au respins. Adică paginile au fost disponibilizate, n-au fost exfiltrate date, deci nu e un tip de atac care duce la exfiltrarea de date. Sunt alte atacuri cibernetice mai periculoase, care pot duce la extragerea de date, la blocarea unor infrastructuri fizice sau pur și simplu la luarea controlului unor infrastructuri de calcul, unor calculatoare puternice care comandă, de exemplu, anumite alte infrastructuri. Adică există atacuri mult mai sofisticate și mult mai puternice. Asta trebuie să fie un semnal de alarmă, ceea ce se întâmplă astăzi. Și noi avem o lege a securității cibernetice care fixează niște criterii, niște lucruri care trebuie neapărat făcute. Deci cred că ar fi bine ca toate companiile din România, nu neapărat cele de stat, nu neapărat statul român, toți să aibă grijă în aceste momente la astfel de atacuri, să-și protejeze mai bine datele, pentru că paza bună trece prin mejdearea, să spunem așa, să fie updatați cu toate certificatele de securitate, cu antivirus și la zi. Noi avem chiar un lider de piață, este pornit din România, alături de alte companii, cum e Bitdefender, care e cea mai mare companie românească din lume, până la urmă, în acest domeniu. Deci avem specialiști remarcabili, atât la nivel de stat, în structurile de stat, în instituțiile de stat, Comandamentul Cibernetic de la Armată, Cyberint la SRI, Directoratul Național de Securitate Cibernetică, plus alte divizii private, companii private care se ocupă cu securitatea cibernetică, plus foarte mulți specialiști. În România suntem, să spun așa, avem un pas înainte, poate, câteodată în fața altora, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem, să spun așa, calculatoarele și infrastructura de calcul protejată. Deci sunt răspunderi la nivelul operatorilor mari de comunicații, la nivelul băncilor, la nivelul întreprinderilor, la nivelul industriei. Există niște responsabilități. Atât timp cât deținem o infrastructură de calcul, e bine să o avem protejată, pentru că ea poate fi folosită pentru a da atacuri altora. Adică dacă o entitate adversă preia controlul unor servere foarte puternice ale unei întreprinderi, ele pot fi folosite ulterior ca, să spun așa, ca instrument de atac pentru alții. Adică cineva vă poate folosi calculatorul, ca să fiu mai explicit, exact, pentru a da atacuri cibernetice către altcineva, dacă dumneavoastră nu sunteți suficient protejat. Și poate nici să nu știți asta. S-au întâmplat cazuri în care deținători de infrastructuri de calcul, de calculatoare, de servere puternice, au fost folosiți ca, să spun așa, ca originatori de atacuri, fără ca ei să cunoască foarte clar acest lucru, pentru că nu aveau oameni pregătiți, nu aveau toate patch-urile de securitate updatate. Și astfel încât... Dar credeți că în acest moment autoritățile române sunt pregătite să facă față atacurilor de acest tip? Cred că am fi fost mult mai pregătiți dacă legea securității cibernetice ar fi fost dată cu 2-3 ani înainte, deși a întârziat nepermis de mult, a întârziat până 2018 și forma în care este, după părerea mea, e bună, dar putea fi și mai bună. Cumva este directiva la nivel european, directiva NIS, care
E o directivă bună, din păcate nu este implementată la nivel de administrații locale, la nivel de instituții ale statului și la nivel de companii private. Deci nu, eu consider că nu suntem suficient de pregătiți, am fi putut fi mult mai pregătiți dacă începeam mai devreme. Să poate punem niște reguli în această... Poate suntem mai pregătiți în a ne lupta cu fake news-ul. Că spuneați că e da. Și mai din grea păcate, această... Din păcate asta manipulează mințile oamenilor și minciuna câteodată poate să pară realitate. Și aici e foarte periculos pentru că putem percepe realitatea altfel. Aici e vorba de subversiune, e vorba de modificarea minții oamenilor și de fapt e de controlul comportamentului. Până la urmă, ce este puterea? Ce este puterea? Puterea este o definiție scurtă, așa, care îmi vine în minte acum, este capabilitatea de a modifica comportamentul oamenilor. Deci dacă tu ai modificarea, ai această capabilitate de a modifica comportamentul oamenilor, înseamnă că deții putere. Deci ceea ce înseamnă într-un război, când ai această capacitate de a modifica comportamentul unor români, de exemplu, să iasă în stradă să strige contra 5G. Vă dau un simplu exemplu. Când ai această capabilitate, înseamnă că ai putere asupra celor oameni. Pentru că cu anumite idei ideologice, anumite idei greșite pot deveni idei care le modifică comportamentul. Și asta e foarte periculos. Sunt oameni care, nu știu cum zicea odată Bobby Păunescu, să-l introducem, și un miros fin ca să simți, da. Spre exemplu, miros de mici. Deci, bună seara. De mici, bună seara. Domnul Bobby Păunescu este alături de noi. Am adus niște mici aici, că totuși e 1 mai. Se simțea mirosul cumva cam de... Am simțit mirosul de usturoi, dar sunt calzi, n-am apucat să mănânc, n-am azi, da? Trebuie să remarcăm faptul că domnul coleg de general, domnul coleg, deja ne discutăm despre amenințele cibernetice. Este tuns muncitorește, da, pe varianta americană. Deci noi întâmpinăm 1 mai muncitoresc prin muncă, nu? Le urăm la mulți ani și succes în ceea ce fac tuturor celor care muncesc pentru țara noastră, indiferent că sunt în România sau în orice colț al lumii. Este totuși 1 mai. Nu este o sărbătoare comunistă, nu este o sărbătoare capitalistă, nu este o sărbătoare, este o sărbătoare a oamenilor muncii, oamenilor care într-adevăr muncesc și care își fac treaba și fără de ei nu avem ce să mâncăm, nu avem ce să bem, nu avem ce să punem o pâine pe masă, lucrăm, o pâine sau și pe niște mici, așa, erau foarte mulți oameni, lucru care m-a bucurat, că trebuie să mă duc până într-un loc, într-un parc să-l iau de astea și având în vedere că, vreau să spun că să nu dăm o impresie de, cum zic eu, de comunism, spunem așa, în forma în care activează niște structuri din România încă, din păcate, am pregătit o melodie pe care deci pe care o cânta, o să o descoperiți noastră imediat, după invazia, după ce practic Rusia, Uniunea Sovietică ne-a eliberat. Da? Între ghilimele, 40. O să surpriza. Ascultați melodiile și melodia și în special versurile și o să revenim imediat. Asta n-are legătură deja. Cumva așa am o scopă? Sau nu? Absolut. Da, să descoperim și acum. Excelent. Eu zic să dăm drumul la melodie dacă o avem. Și mai. Într-o țară comunistă, când ești arivistă, ai și un caracter sinistru, poți ajunge repede ministru. După ce încasezi la prime și te faci părtaș la crime, ești băgat la închisoare și apoi condamnat pentru trădare. Roata lumii se învârtește, țac, 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 și orice crimă se plătește, țanc, țanc, țanc. Comunismul întâi te ajută, tac, 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 și apoi te execută, pac, pac, pac. Așa după Raic și Slavski, Stalin curăță pe Slansky, iar Malenkov pe Beria, ca să nu-l mai supere cu Beria. După Beria
Malenko, curăță pe Avakumov. Apoi a venit Hrușciov și l-a mazilit pe Malenko. Roata lumii se învârtește țac, 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 și orice crimă se plătește țang, țang, țang. Comunismul întâi te ajută, tac, 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 și apoi te execută, pac, pac, pac. Când Sovietocomitetul îți cere autoportretul, ăsta-i semn că nu-i mai placi și că autocritic ai să-ți faci. După ce-ți găsesc ei buba, urmează autoduba și apoi toată istoria se termină cu autopsia. Deci, foarte pe scurt, pentru că vreau să vă mai dăm o melodie foarte interesantă. Deci, după cum vedeți, România nu dormea nici atunci. Deci, și aveam aceeași problemă, practic, pe care o avem și astăzi și pe care, din păcate, unii o au în formă agravată, să spunem, cum e cazul Ucrainei. Da? Haideți să punem și cealaltă melodie și după aia să intrăm în poveștile adevărate, cum să spunem, poveștile grave. Ce frumoasă este viața când ești cior și prost ca țața și ajungi din podcovar în guvern subsecretar. Ce frumos e când vin rușii și îți spun din dosul ușii cum să vorbești, cum să taci și pe apostolul să faci. Ce frumos e când vin rușii și îți spun din dosul ușii cum să vorbești, cum să taci și pe apostolul să faci. Ce frumoasă este viața când să spui te ține ața, că ne vine patovina de la răsărit lumina. Ce frumos e să ai ceapă și de la soviete leafă, să fii frate cu dușmanul și să-ți zică sadoveanu. Ce frumos e să ai ceapă și de la soviete leafă, să fii frate cu dușmanul și să-ți zică sadoveanu. Ce frumoasă este viața când nu te apucă greața, să-i tot perii pe intruș și să-i tămâiezi pe ruș. Bălăceanu te numești, fiindcă-n țara reperistă pune saț te bălăcești în mocir la comunistă. Bălăceanu te numești, fiindcă-n țara reperistă pune saț te bălăcești în mocir la comunistă. Și asta într-o perioadă în care românii fugeau de riscul de a ajunge la canal, cum era pe vremea aceea, dacă spuneai ceva... Foarte periculos să cânta dacă spuneai, așa ceva, exact. Vedeți, vorbea deja de Hrușov, deci vorbim da. De... Dar poate ne spune domnul Marius Bostan că ideea a trăit în aceeași perioadă. E un mare patriot, Jean Moscopol, practic, a fost un mare patriot, a reușit să părăsească România... Cu ajutorul Elvirei Popescu, cred că a reușit să părăsească România, a ajuns în Franța, apoi în Statele Unite, unde a trăit până la final. A fost, să spun așa, un răsfățat al restaurantelor Bucureștiului și spiritul critic și realismul versurilor transcede până astăzi. Observăm că și astăzi se potrivesc cumva... versurile sale, comportamentul criminal al liderilor, cum își omoară comuniștii tovarășii de drum, ceea ce se întâmplă și astăzi la Moscova, ați văzut, oligarhi care dispar. Ca mulți în ultima perioadă. Da, la rând, în condiții misteroase. Familiilor. Exact. Apoi, toată partea asta de adevăr, deci o întreagă suită de cântece extraordinare, ele au fost date la Europa Liberă, și la Vocea Americii când au început să emită și au românii au trăit cu asta în acea perioadă, au trăit cu aceste cântece, să știți, a fost o speranță și, și la fel e cumva și când am crezut că când s-a crezut că în sfârșit am reușit să scăpăm de abuzurile
statului asupra drepturilor omului din țara noastră și, mă rog, asta e valabil pentru orice țară și iată că nu e așa. Sau cel puțin conform unui raport, nu unui raport, raportului Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, principalul aliat al României, se pare că există abuzuri din partea unor structuri ale Ministerului de Interne. O secundă. Da. Deci, există două variante. Ori există, și atunci trebuie luate măsuri, nu Ministerul de Interne, vorbim de structuri din Ministerul de Interne, de servicii... Oameni, nu deci, într-adevăr un nu minister. Toți, nu toți, stați puțin, am spus că există, că, în cazul ăsta, sunt două variante. Ori nu există și trebuie spus, domne, cei de la Departamentul de Stat sunt într-o mare eroare și mint, sau, într-adevăr există, și nu sunt și sunt trași la răspundere cei vinovați. Da, sau să rămânem în cheia cântecului, să facem o paralelă. Păi despre asta e vorba. Există, cântecele astea sunt foarte profunde și versurile lor. Există oameni, ați văzut că era vorba despre trădare și despre trădători în a doua melodie. Și nu vreau să facem neapărat o analiză literară sau o analiză pe fond, dar versurile sunt extrem de sugestive și întotdeauna au existat cozi de topor. Sau oameni care au trecut de partea, era chiar Sadoveanu era criticat, puțină lume știe că Sadoveanu, deși avea foarte mulți prieteni care ideologic cumva erau contra dictaturii comuniste, el a preferat să treacă în partea cealaltă pentru că na, așa au fost mai mulți oameni care au trecut de partea puterii ca să ia anumite avantaje, cumva se critică acest tip de comportament. Absolut. Și din păcate trebuie să spunem că există și oameni la fel și astăzi care iau partea rușilor din anumite interese directe materiale. Dar nu asta, mai sunt și idioți. Eu sunt și mulți idioți utili, dar sincer să fiu, ceea ce mă interesa acum era în mod special abuzurile, dacă există sau nu există, că repet, poate să fie raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii care se referă la drepturile omului și pe care... asta e o breșă de securitate în situația actuală geopolitică și geostrategică. Ele trebuie tratate cu seriozitate. Aceste slăbiciuni pot provoca breșe. Deci monștrii, o chestiune de genul ăsta poate naște o chestiune și mai gravă și tot așa se dezvoltă dacă e trecută în liniște. Sau poate nu există. Și dacă nu există, trebuie să iasă cineva, ministru sau cineva de acolo, subsecretar de stat sau cei acolo, să spună, domne, sunt în eroare. Departamentul de Stat al Statelor Unite, adică Ministerul de Externe al Statelor Unite și, mă rog, toate aceste informații, dacă ne egalați și pe noi puțin, cu camera ar fi și mai bine, zic eu, ca să nu-i deranjăm pe telespectatori, vă mulțumim, de întâi mai așa, că e mai... așa, deci la... Și până acum spuneți că nu există nicio reacție din partea autorităților. Nu există nicio reacție și asta a apărut de o lună. Și poate pus și punem pe ecran... de ce ne-am adus aminte? Că am văzut ieri o știre cu domnul pe care îl apreciem, domnul Bușoi, care este președintele, este, are o poziție importantă în Parlamentul European. A fost în Statele Unite și, într-adevăr, în Statele Unite și în Congresul American, președintele Iohannis și primul ministru, practic, și președintele, cum să spun eu, deși făcea lucruri bune odată cu numirea primului ministru, domnul Ciucă, lucrurile astea s-au văzut și mai bine și mai puternic, sau România a luat o poziție și a devenit un partener de încredere, încet, încet, și mai de încredere, ca să spunem așa. Însă, toată treaba asta e trasă în jos de aceste semne de întrebare. Și atunci, de comportamente din interiorul statului. Exact, pe care, poate le dai, cred că le-am dat, poate punem pe ecran prima și a doua pagină, unde se spune, deci asta este deci raportul pe drepturile omului în România, putem să-l dăm în jos, așa, să-l urcăm cumva, să mergem mai jos puțin cu pagina, așa, și dacă mai mergi mai jos, unde chiar finalul, mai sus puțin, mai sus, atât, deocamdată. Nu, vom încerca, se poate, se poate că dacă nu se vede. Deci haideți să mergem puțin mai sus, vă rog eu. Până rezolvă colegii, deci să comentăm. Haideți să rezolvăm ca să nu zică numai că vorbim în plus. Da. E foarte important să apară acolo, acolo scrie negru pe alb. Și, deci, vă spuneam că am văzut vizita domnului Bușoi în ce? Mai dați-mi...
El a trimis. Ca să ne asigurăm că avem exact. Deci, el nu se găsește și pe site. Deci, de principiu, de ce este important acest pe cum de ce e important? De ce e important să vedem dacă sunt abuzați, sunt abuzuri în noi România, suntem aliați și noi credem în aceleași valori. Noi credem că aceste drepturi are... Noi nu credem, noi suntem siguri. Că legea și drepturile trebuie respectate. Noi nu credem, noi suntem siguri. Nu, trebuie să le apărăm. Siguri că ele nu se respectă. Trebuie să luptăm pentru ele. Aceste drepturi nu înseamnă că odată declarate, ele sunt, se și întâmplă. Absolut. Ele trebuie apărate. Adică și trebuie urmărite de presă. Acest tip de raționament, de a crede că, domnule, dacă am intrat în NATO, am intrat în UE, de fapt tot o să meargă perfect. Ce am intrat? Nu. Ce-ți intrat? În NATO, în Uniunea Europeană, dacă am intrat. Înseamnă că toate aceste, să spun așa, beneficii se și întâmplă granted. Nu, trebuie să ne apărăm, trebuie să ne urmărim interesele și trebuie să ne apărăm noi. Din interior, adică instituțiile noastre trebuie să fie suficient din interior, puternice. Și preiau de la din interior, că mi-ați dat o pasă, ca să zicem așa, din interior, revenim la dușmanul? Dușmanul din interior și dușmanul din exterior. Dar hai să începem cu dușmanul din interior. Deci, dacă putem și să titrăm acolo, respectarea drepturilor omului în România, dușmanul din interior, că sunt nerespectarea drepturilor omului, cu semnul întrebării, dar hai să punem... să dăm aia, exact așa. Dacă putem să dăm și mai mare, ați reușit? Nu. Da. Nu, trebuie mers, nu e despre asta. Da, deci pe pagina care ți-am trimis-o, nu? E aceeași. Nu se poate, nu. Nu, este prima pagină din raportul de țară. Bine, trimit-o dată. Pentru drepturile omului. În care sunt destule elemente critice. Și e aceeași. Scurt, varianta scurtă. Aceste lucruri critice au mai fost de-a lungul timpului. Amendate chiar de mass media românească. Hai să vedem dacă reușim. Deci mass media românească, să știți, a amendat o mare parte din aceste lucruri în ultimul an. Vom sta toată emisiunea, dacă e cazul. Până reușim să în ultimul an, mass media din România a relatat multe astfel de cazuri de corupție în diverse zone, de nerespectarea drepturilor omului, de implicarea unor funcționari în diverse afaceri și dacă ele sunt cuprinse hai, poate reușim, hai, poate reușim, în raport, o să le vedem negru. Hai, ușor, 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 poate reușim. Hai că suntem în era digitală. Hai, poate reușim să punem și fraza aia, că știu eu că nu trebuie să apară, dar mai să încercăm, mai totuși să încercăm. Ia, hai să deja vedem. Prima parte aia a fost deci nu, v-am dat pagina, haide să nu mergem în treaba asta, vă rog eu frumos, nu în Google. V-am dat pagina, trebuie doar mată ridicată, vă rog eu, vă rog mult. Vă rog eu, mă, haideți că... Deci dacă ne amintim și din rapoartele celelalte, au mai fost ridicate astfel de cazuri de trafic de persoane, au fost, nu în raportul din 2020. Ideea care era, ca să înțelegem povestea. Noi nu ne vom lăsa la această televiziune și la această emisiune până când nu avem un răspuns din partea, având în vedere că partenerul principal al României sunt Statele Unite ale Americii, da? Mai ales în situația de un război la graniță. Da? Dușmanul interior încearcă să blocheze absolut orice pentru a-și păstra ceea ce au câștigat la Revoluție. Adică s-a făcut Revoluția în dorința oamenilor de a schimba. Revoluția a fost furată, degeaba mergeți acolo, v-am dat pagina, trebuie să mergeți la ultima paragraf din pagina aia care v-am dat-o. Mergeți mai jos? Uite că se poate să mergeți mai jos. Se poate. Haide, 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 hai că putem, haideți, haideți că se poate. Haideți că se mai... Așa, stați puțin. Așa, mai jos, mai jos, mai jos, mai jos, mai jos. Nu. Haide, v-am dat pagina. De unde ați luat asta? Că suntem din pagina mea. Da, da, da. Haide, doamne, că se poate. Pe cuvânt că se poate. Vă spun eu. Luați pagina pe care v-am dat-o. Nu, asta este introducerea secretarului de stat american. Nu, asta e introducerea. E foarte bună și introducerea. Da, e foarte bine. Dar nu este prima pagină din raport. Este introducerea secretarului de stat american. Da. Reușim, credeți? Păi am trimis exact ce mi-ați trimis dumneavoastră. Haideți, poate reușim pregăti. Totuși. Știu că e... Deci, că e are exact același document. Haideți să vedem ce e important. Da, este foarte important că să nu vorbim ai în plus. Ai început la revoluție. Haideți să nu vorbim în plus. Mergeți mai jos. Mai jos, mai jos.
Haideți că se poate, scroll, mai jos. E un screenshot care se oprește așa. Păi nu, dar luați-l din jumătatea aia, vreți să mergeți să vă arăt eu cum se folosește computerul? Da. Ar trebui să știm totuși cum se folosește computerul, nu? Zic eu. Faceți un screenshot la a doua jumătate a paginii și puneți-o pe aia. Uite, pe ce deja? Vreau articolul de la jumătatea în jos. Ce stăm atâta? Pe era digitală, nu știu să folosim computerul. Ultima frază din document, din această captură, este păi cea... Eu nu vreau să vorbesc pe vorbe, eu vreau să fac documentul. Da. Îl avem, de ce să nu-l punem? Sunt probabil anumite nu limitări ale... Nu se discute nicio televiziune, nu se fac așa ceva. Da. Noi trebuie să-l băgăm. Pentru că noi suntem o televiziune, într-adevăr, care... Eu cred că puteți să mergeți cu documentul și să mergem paragraf cu paragraf. Dar v-am dat pagina, aveți pagina aia și luați jumătatea aia, ultima parte. Ce? Haideți, vă rog eu frumos. Cereți-le scuze, mă rog, celor care... Așa și asta e. Ce să facem? Nu e asta. Da, mă rog, haideți că... Deci, ideea este că în Ministerul de Interne sunt servicii de informații care fac abuzuri. Pe banii noastre, stimați telespectatori. Deci, nu știu care serviciu, că nu ne spune nimeni nimic, nu apare pe nicio televiziune, după cum vedeți, sunt o felul de probleme tehnice, probabil, și la celelalte televiziuni, și nu reușesc să bage chestiunea asta, dar în cadrul Ministerului de Interne al României, cel care trebuie să apere cetățeanul, au loc abuzuri, și nu știm dacă sunt puse la cale de către Ministerul de Interne, de către Ministru sau de către SPP sau de Direcțiile de Informații ale Ministerului de Interne sau sunt niște oameni care o fac de capul lor sau plătiți. Dar ele sunt, există. Și pentru asta cineva trebuie să dea socoteală, cineva trebuie să plece, cineva trebuie să fie tras la răspundere pentru că asta se face pe banii noastră, stimați telespectatori. Sau să spună din România. Sau să spună că, sau să spună că mint americanii. Că deocamdată asta ne spun. Deocamdată ne spun, Ministerul de Interne ne spune America minte. Am participat la un meeting în care România, în care cetățenii ucrainieni care au fugit din războiul împotriva Rusiei, da? În care Rusia este agresorul, au făcut o demonstrație cu autorizație în fața, în fața ambasadei ruse. Am fost martor, am fost acolo. Jandarmeria a amendat chestiunea asta tocmai în ziua în care președintele Biden... Asta pentru domnul ministru de interne, domnul președinte Biden al Statelor Unite ale Americii, critica pe domnul președinte Putin acuzându-l de crime de război. Da? Crime împotriva umanității. Ce s-a întâmplat la acel meeting? Organizatorul care era lângă noi a primit amendă că a făcut acest meeting împotriva ambasadei ruse. De către cine? De către jandarmerie. E, tocmai de asta trebuie făcută lumină, nu vreau să acuzăm toată instituția. Și cei din jandarmerie știu foarte bine că pe 10 august, nu știu câți au luat apărarea instituției, dar eu sigur. Deci instituția nu trebuie atacată, însă persoanele care fac abuzuri împotriva cetățenilor României, pe banii cetățenilor României, trebuie amendate, într-un fel sau altul, conform legii. Dacă ministrul de interne nu dă niciun răspuns, îi pune la dispoziție, poate nu l-a citit raportul, nu l-a considerat important, că se încalcă drepturile omului în România, că există semne de întrebare. Că după aia vă întrebați ce au americanii cu noi. Păi, haideți să rezolvăm, să spunem, băi, nu e așa și dacă le dovedim că nu e așa, nu e așa și atunci e bine. Dacă e așa, luăm, n-a știut ministerul, n-a știut cu tare, sunt cei vinovați și sunt cu siguranță abuzuri și dacă vor să mă dea în judecată, să mă dea în judecată și ministerul și asta, că oricum, ca să nu intrăm și în tribunale și asta, că acolo... Dar acum pe chestia, și haideți să mai încercăm cu pagina aia, că n-am trecut peste moment, să știți că stăm, plângim peste, intrăm peste două mănăstire cu emisiunea. Doar că urmează dacă și publicitate. Da. Și rezolvăm pe timp publicității. Dacă nu stăm peste două mănăstire, să știți, dacă nu puneți poate partea ar trebui să insistăm și pe faptul că aceste date prezentate în raport, o mare parte din și domnul Bușoi, mă scuzați, domnul Bușoi, luați materialul și citiți-l înainte să ieșiți public. Neasa a spus un lucru foarte corect, președintele României și primul ministru sunt foarte apreciați de americani. Ei n-au nicio vină cu abuzurile făcute de Ministerul de Interne. Dar trebuie să spuneți și treaba asta. Că când pleci undeva, îți faci temele. Iei raportul să citești pe ăla de anul ăsta, pe ăla de anul trecut, să vezi despre ce e vorba acolo. Îți faci temele, îți scrii și te duci și spui, domne, am problema asta sau n-am problema asta sau asta. Spuneți-ne și nouă, care e? Ajutați-ne. Da? Luăm publicitate, că dacă trebuie să luăm publicitate și după aia intrăm cu propoziție, vreau highlight o exact ce am dat. O mare parte din cele scrise în raport, să știți că au apărut și în presa românească. Da. Haideți să mergem la publicitate și revenim și continuăm. Da. Vedeam eu cum bătea.
Am revenit în direct la TOC B1 și ne luptăm cu același document, aceleași... Dar iată că reușim. În ultimul minut al primei reprize am reușit să obținem ceea ce ne-am chinuit să nu obținem. Dar noi am obținut. Mă rog, mă scuze. Revin acum la treaba asta. Deci, ce spune raport? Da, în atenția Ministerului de Interne, care trebuie să dea... Așa se face în mod normal. Și noi putem face un raport de eventuale încălcări ale drepturilor omului în America. E dreptul nostru. Iar dânsii poate să-l ia în considerare sau nu? Cu siguranță îl vor lua în considerare dacă îl primesc din partea Ministerului de Externe a României. Așa cum comunicarea între președintele României și președintele Americii și primul ministru al României și oamenii importanți din conducerea Americii, așa cum spuneam, comunicarea se face deosebit de bine și sunt deosebit de bine apreciați. Așa e bine și la nivel de mai jos, adică la alte ministeri de interne, nu e un nivel mai jos, dar la toate chestiunile astea trebuie răspuns. Și se poate răspunde prin e adevărat sau nu e adevărat. Sau dacă e adevărat, da, uite, fac, nu putem după 30 de ani de la Revoluție în care l-am împușcat pe Ceaușescu, pe Nicolae Ceaușescu, că făcea abuzuri împotriva, încălca drepturile omului. Nicolae Ceaușescu și-a fost împușcat, da? E, acum se încalcă drepturile omului și nu se întâmplă nimic. Nici măcar nu, pe vremea aia, cum să spun eu, ascundeau în mod, la vedere ascundeau. Acum ascund așa pe, ne facem că n-am văzut, stai că am tușit, merge domnul Bușoi până n-am nimic cu dânsul, nu vreau, dar l-am văzut ieri la televizor. Dom'le, trebuie să citești chestiile astea ca să poți să fie, să fie de ajutor. Deci, hai să spunem ce scrie acolo, Deci acolo, deci este un sumar al... să spunem, al materialului și deocamdată ne-am concentrat numai pe partea asta cu Ministerul de Interne, că mi se pare cea mai periculoasă, cea cu eventuale abuzuri. Și spune, ca să trec direct la așa, zice, există deci agenții de security, cum spune ei, security agencies ale Ministerului de Interne, afacerilor interne. Acolo există rapoarte credibile că membrii al acestor servicii secrete, servicii de securitate sau, eu știu, de inteligență, ar fi în România, de informații, ca să spunem așa, aflate în sub conducerea Ministerului de Interne, comit abuzuri. Deci sunt rapoarte credibile au ei, că membrii ai acestor servicii de informații din cadrul Ministerului de Interne comit abuzuri. Acum, acest lucru dânșii îl pun pe bună credință. Cu siguranță au multe informații în spate și au verificat exact despre ce e vorba și nu fac decât să ne ajute. În sensul că, băi, cred că aveți o problemă acolo. Și teoretic, pe primul loc ar trebui să fie drepturile omului. Da? Și ar trebui să fie apărate drepturile omului. Iar cine trebuie să apere dreptul omului? În primul rând, Ministerul Afacerilor Interne. Și serviciile de securitate, SRI, SIE și așa mai departe. Dar în primul rând, Ministerul de Interne. Da? E, tocmai din acest motiv, Ministerul de Interne trebuie să vină să spună, domne, există sau am verificat, nu există, sunt false. Și atunci se explică despre ce e vorba, tocmai pentru a nu crea semne de întrebare. Și de ce credeți că nu s-a întâmplat până acum? Păi mă întreb. De ce nu s-a întâmplat? A trecut o lună. Bine, raportul este... L-am văzut pe domnul Bușoi, care s-a dus în America. Îl felicităm. El are proiect, s-a dus cu altă treabă acolo. Și a constatat că ceea ce era clar, și e clar și din raport și din așa, că și președintele și primul ministru se bucură, mai ales primul ministru se bucură. De ce spun mai ales primul ministru? Pentru că în România, primul ministru a ajutat Partidul Național Liberal să urce în sondaje. Da? E clar. Deci nu greșesc cu ceva? Da. E. Acum. Aș vrea să fac trimiterea la Revoluție. Numai un pic. Imediat, numai un pic. Acum, când ai o frază de genul ăsta, domne, comit abuzuri, că drepturile omului sunt încălcate, există rapoarte credibile, că există anumite încălcări ale drepturilor omului, păi despre ce vorbim? Pentru treaba asta a fost împușcat Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu la Revoluție. Și acum nici nu băgăm în seamă treaba asta? Păi nu ne-am luptat pentru dreptul omului, domnule. Păi nu, chiar este în pagina 2, pagina 3, dar întreb, ne-am se luptat? Face trimitere chiar la Revoluție. Se face trimitere la Gelu Voicam Voiculescu, se face
în trimitere la procesul lui Ion Iliescu, la crimele de la Revoluție și la fostul director al Serviciului Român de Informații. Cine? Deci cumva Virgil Măgureanu. Deci se face trimitere în raport la acel proces, la neclaritățile din justiție. Deci cumva, de ce e important? Deci, de ce e important? Că poate ei, deci înțeleg de ce e important. Nu, să înțeleagă, din guvern, nu, înțeleg de ce nu, e important. Să înțeleagă tot poporul român de ce e important. Între aliați și între prieteni. Eu dacă am... Prieteni. Eu sunt prieten cu prieten. Cineva. E normal să-i spui adevărul, să-i spui când afli ceva. Mai ales când, ceva care nu merge bine. Este normal să-i spui aliatului tău acest mai lucru. Mai ales când e vorba... Deci nu este normal să-ți spun exemplu, numai secundă, dacă dați exemplu personal, da? Deci nu e că intră în casă și spune, domne, soția nu poartă sutien. Nu e vorba despre asta. Da, nu. El nu intră în casă. El vede de afară că copilul este bătut în curte. Și atunci spune, băi, s-ar putea să nu fi văzut eu bine, dar totuși există, că nu spune, eu că nu vreau să fiu prieten zice, cu oameni, domne, care bat copii. Nu spune asta. El spune, domne, există rapoarte credibile că îți băteai copilul în curte. Și tu ce vii? Și spui, domne, nu e adevărat? Sau e adevărat? Și domne, sau da, într adevăr. Un tâmpit din sărit în curte și m-a bătut dintr-un tâmpit din exact, prost. Exact. Structură s-a apucat să bată exact, copii. Exact. Și dacă sau, vreți putem să dăm și nume. Sau în justiție, pe undeva cineva bagă la fund niște dosare. Exact. De crime împotriva umanității. Despre de asta vorbim. Și nu credeți că e important? Să credeți că e important sau nu? Și le trece domnilor, așa. Domnilor, de 1 mai așa, credeți că e important sau nu? Le trece sub preș. Ce, credeți e important sau nu? Evident. Sau e cel mai important? Iar lucrul acesta... E cel mai important. E cel mai important lucru. Sunt... Înainte de toate, și sunt mai publice. Presus de toate. Nu e ceva, să spunem, care ascunde... Păi sunt, tocmai sunt de asta e vorba. Publice, de... Sunt lucruri mai care mult decât să se ridice mingea la fileu, să vină Ministerul de Interne, să spună, domne, există așa ceva. Ce rapoarte aveți? Se uită și el. Se uită echipa de control. Se uită cei din responsabili din Ministerul de Interne. Tocmai pentru a nu plana asupra Ministerului de Interne o vină că încalcă drepturile omului, și anume sunt aceste persoane, cum bine spuneați, trebuie să spună, domne, persoana XYZ intră în anchetă, sunt date afară. Că au făcut cu tare, cu tare, cu tare. Dacă e cazul. Și eu sunt convins că e cazul. Adică sunt 100% că e cazul. Dar mă dau la o parte. Dar problema este și... că aceste abuzuri, și trec peste treaba asta și dau cuvântul domnului general din Ministerul de Interne, nu. Nu. Deci, problema este că aceste, pe lângă faptul că pe primul loc stau cetățenii acestei țări, și așa cum bine a spus primul ministru în cuvântarea atunci când a fost desemnat primul ministru al României, că acest guvern este făcut în jurul cetățeanului pentru a sprijini cetățeanul, pe primul loc este cetățeanul, iar dacă sunt încălcate drepturile fundamentale ale cetățeanului, lucrul ăsta trebuie să fie pe primul loc, să ia acțiune imediat. Nu poți să o lași asta. Deci nu e vorba de o factură aici, domnilor. Da. Aici e vorba de abuz. Dar, domnule Bostan, Bostan, da? Deci, aici e vorba de abuz. Și peste toate chestiile astea, mai presus de chestiile astea, cei care sunt abuzați sau care sunt în care li se încalcă drepturile fundamentale ale omului, îi plătesc pe cei care încalcă aceste drepturi, pentru că lucrătorii Ministerului de Interne sunt plătiți din banii noastre, stimați spectatori, din taxe și impozite. Da? Deci plătiți taxe, impozite și pe banii noastre vă încalcă drepturile omului. Este normal să știm dacă este adevărat sau nu e adevărat. Dacă greșesc cu ceva, mă retrag din meseria asta de fotbalist. De ce e important? Păi nu, pe bune. Încă o dată, haideți să lărgim adresabilitatea un pic. Vă rog. Câteva minute, vreți putem să lărgim adresabilitatea. Hai să lărgim. Mesajul este foarte important. Din România au plecat peste 5 milioane. Păi de ce au plecat? De ce au fi plecat? Acești oameni au plecat. Primul val mare, masiv de plecare în Occident a fost după abuzul absolut criminal din 13 iunie, când hoardele minerești au cucerit București. Nu, foarte, stați puțin. Să nu dăm vina acum numai peste mineri. Minerii... Au fost manipulați, da. Manipulați și în interiorul minerilor... Vă rog minerilor, să mă întrerupeți. Nu vă întrerup, dar în interiorul minerilor erau și oameni ai structurilor de informații. Aici vreau să ajung. Și atunci au fost oameni care au manipulat lucrurile, au instigat bieții mineri să ciomăgească București. Și au ciomăgit și primul ei. Primul val mare de români care și-au pierdut încrederea în viitor a început în 90 să plece din țară, da? Succesiv după asta,
mișcări de stradă manipulate, tot felul de manifestații care erau contrapuse. Am avut 10 august, am avut de-a lungul timpului 99 mineriade. Tot timpul au fost structuri, da? Oameni din acest tip de structuri se regăsesc în mai toate rapoartele Departamentului de Stat, dar se regăsesc în presa vremii, pentru că aceste au fost jurnaliști remarcabili care au scris, au documentat, au dezvăluit aceste lucruri. Au fost oameni din sistem care au acuzat astfel de lucruri. Deci lucrurile astea îi fac pe români să-și piardă încrederea în viitor. Deci este interesul național al nostru, în mod direct, să ne câștigăm încrederea în țara noastră și în viitor. Cum să ne apărăm noi o țară și să ne batem pentru ea, să luptăm pentru ea, când noi nu avem suficientă încredere în ea? Și încrederea este pierdută datorită unor funcționari, cum spunea Bobby Păunescu, chiar culmea că-ți plătiți din banii noștri, care pur și simplu dau cu imaginea țării și cu încrederea noastră de pământ. Da? Acești oameni sunt vinovați de pierderea încrederii unui întreg popor. Întregul popor, dacă în sondaje acum întrebați, merge România în direcția bună, aproape 70-80% spun că nu. De ce credeți că poporul român și-a pierdut încrederea? Datorită acestor lucruri acuzate de presă, acuzate într-un astfel de rapoarte privind respectarea drepturilor omului, corupție. Un capitol întreg despre corupție. Da. Eu știu, corupție în toate țările, nu spune că e numai la noi. Dom'le, dar în momentul când noi identificăm că în sănătate e corupție și identificăm sute de milioane drenați și nu se întâmplă nimic, sunt oameni veșnici în sistem care nu mai pleacă, care parcă sunt prea mari pentru noi cetățenii. Păi ori cetățeanul în centrul preocupărilor guvernului, ori sunt acești moguli, da, care sunt protejați de instituții, adică ei e invers, sau de foști oameni din instituții protejează acest tip de mogulism care își permit orice. Ei poate să facă orice. Să pună mâna pe întregi hăși din sistemele de și pe banii cetățenilor. Bineînțeles, pe banii noștri. Și dacă cineva... Păi normal că ne pierdem încrederea. Noi suntem la graniță. Inamicul e la graniță. Nu, inamicul e la graniță. E și la graniță, e și interior. Nu putem să admitem în aceste clipe, dacă suntem funcționari de rang înalt al guvernului, suntem miniștri, suntem secretari de stat, suntem prim-ministri și președinți, nu putem accepta să avem astfel de breșe în stat. System. Statul român trebuie protejat. Și instituțiile care se ocupă cu protecția statului român ar trebui să-și facă bine treaba. Să nu ne trezim peste o lună, două, cu orică vin alții să ne facă treaba sau ne spun alții ce trebuie să facem, că noi nu suntem în stare să facem noi treaba asta, să ne facem curat în propria ogradă, sau să ne purtăm cu mănuși în, nu știu, așa, când vedem niște cazuri evidente și de corupție, și de abuzuri, și de ticăloșie remarcabilă. Adică ar trebui ca oamenii politici să-și asume răspunderea, că de asta sunt oameni politici. Poporul român are nevoie de oameni în care să-și pună încrederea. Oameni care țin cu poporul, sunt alături de popor și vor să aibă încredere în viitorul țării. Altfel, iar o să plece un val de români să părăsească această țară. În permanență și suntem în Cine câștigă? Păi câștigă. Câștigă dușmanii României care au indus deznădejdea din 90 în coace și care sunt în ies. O secundă, ultimul minut, înainte de pauză, vreau să spun așa, că câștigă cei de afară, dar câștigă și cei din interior care... Nu câștigă nimic. Nu, dușmanul din interior câștigă că își păstrează poziția. Bobby Păunescu, pierd oligarhul lui Putin, care se sinucid. M-a lăsat puțin să duc ideea până la capăt? Da. Deci, așa cum în Cuba, Fidel Castro, după Revoluție, a lăsat să plece toți cei care erau, să zicem așa, antreprenori, cei care lucrau, să plece în America, le punea la dispoziție bărci, le punea, și au rămas cei care... Cu un Fidel, un sigar de ăla, cu niște puțin rom, puțin nu știu ce, era ok, stăteau oamenii acolo. Și de asta stă la putere, a fost un om deștept, a știut să-și controleze treaba asta. Același lucru se întâmplă aici. Pleacă lumea, lasă-i să plece, că ne fac probleme. Și lăsăm pe aia care stau cu mine și nu zic nimic. Dar nu câștigă nimeni, Bobby Păunescu. Ei câștigă, ei rămân la putere. Nu rămân. Eu vreau să, și acum că luăm pauză, vreau să vă spun că, deși mi-au luat 2 ani, trebuie să recunosc că ați ajuns pe linia dreaptă. Adică glumesc, era... Au fost cele mai bune 5 minute pe care le-am auzit de la dumneavoastră de când
Păi dacă am avut 5 minute de asta, dacă nu-mi dați decât nu numai de asta, și tu în soare, să știți că v-a ajutat. Da. Să luăm publicitate. Mai avem foarte puțin timp la aia, 30 de secunde. 30 de secunde. Vreau să-l întreb pe domnul Costan. Păi să mai punem pagina aia odată. Dacă, da. Că făcă enervează. Este ceva ce poate să facă și omul de rând? Da. Că spuneați că repune speranța în politicieni. În primul rând, omul de rând trebuie să cetățean fie... Cetățean României. Orice om, orice cetățean Nex al României de rând, trebuie de să aibă încredere. Să nu-și pierdă credința. Cetățean. Pentru că România are resurse remarcabile. Și calități și oameni importanți și oameni deștepți în România și în afara țării sunt oameni extraordinari în toată lumea și românii, să știți, că în momente critice sunt extraordinari. Și asta am demonstrat în istorie. Să amintesc numai din ultima sută de ani, Mărășești, Mărăști, Oituz, amintim războiul al doilea mondial, amintim de rezistența formidabilă a partizanilor din munți. S-au bătut 20 de ani cu un regim. 20 de ani au rezistat degeaba partizanii în munți. Da. Deci vă dați seama ce oameni curajoși avem. Degeaba, avem oameni în vârfurile societății lumii mondiale, în științe. Deci România are un mare viitor. Acum, câteodată mai apar România la putere și oameni... România permanent a avut un mare viitor cu prezentul ăsta mai spus. Da, slab. Bun. Haideți să luăm cred că acum suntem într-o direcție bună. Eu simt asta. Cred cu că avem în vârful guvernului o persoană care poate să managerieze România așa cum trebuie. Țineți minte când vă spuneam că am citit în anumite rapoarte acum vreo 3 luni când vă spuneam că există în anumite rapoarte niște lucruri deosebit de grave? Iată că ele au apărut. Așa cum... Bun, publicitate, doamnelor și domnilor, rămâneți aici și revenim imediat.